de important de la Consiliul Supraman Magistraturii, un referat, o notă pe care cei de la resurse umane din cadrul CSM au făcut-o după ce doamna Chioveși a fost revocată de președintele Klaus Iohannis. O notă în care cei din cadrul Consiliului Supraman Magistraturii Resurse Umane consideră că doamna Chioveși nu trebuia să se ducă la DICOT, ci trebuia să se întoarcă la parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu, pentru că de acolo provenea dumnea ei. Este ciudat cum i s-a permis doamnei Chioveși să se întoarcă la DICOT și iată să aibă atâtea privilegii, practic să aibă acum grad de parchet general și să poată să fie detașată la parchetul general și să și stea acolo. Păi cine acolo a permis? Nu domnul Horodnicianu și domnul Lazar? Secția de procurori ACSM, asta pentru că și doamna Chioveși, după ce a văzut ce au spus cei procurorii de la Resurse Umane, a trimis și dumneai o scrisoare la Consiliul Supraman Magistraturii în care le spunea că nu există nicio dispoziție legală în vigoare care să menționeze că numirea într-o funcție de conducere echivalează cu grad profesional mărit. Duce la pierderea calității pe care a avut-o la parchetul trecut și ca atare, dacă nu este nicio lege în vigoare care să menționeze acest lucru, ea consideră și își dorește să meargă din nou la DICOT. Pierdea și la Bănișor, pierdea și la Bănișor, pierdea și la grad, pierdea practic peste tot. Și la metri pătrați pierdea. Adică slăbea? Sau? Nu, dacă, da, acolo erau cubi. Dacă se întorcea la Sibiu, nu pierdea la metri pătrați? Că ai văzut, stătea după aia în 21 de metri pătrați. Pierdea și la metri pătrați. Pierdea și la metri pătrați, da. Normal. Pierdea auto și nota asta la cine a ajuns? Nota asta a ajuns la secția de procurori. Adică cei care i-au permis. CSM. Deși aici spunea că nu în același timp a ajuns și scrisoarea doamnei Chioveși în care practic cerea să meargă la DICOT pentru că nu există nicio dispoziție legală care să menționeze contrariu. Și cei de la CSM și-au însușit practic punctul de vedere al doamnei Chioveși și nu punctul de vedere al procurorilor, da, de la Resurse Umane, care au stabilit că doamna Chioveși trebuie să se întoarcă la parchetul tribunalului Sibiu. Dar până la urmă, Sibiu, uite, asta mi se pare... Dar până la urmă ea n-a ajuns nici la parchetul tribunalului Sibiu, nici la DICOT, că a luat-o, păi da, a ajuns la Taicalază. Dar dacă a ajuns la DICOT, dacă a ajuns la DICOT, iată că poate să stea la parchetul general, ba, pentru că are acest grad de parchet general. Bun, dacă nu o s-ar fi întâmplat așa. Totuși am și o curiozitate, sunt și aici cum ar veni cetățean al... La România asta aici, cum ar veni de sărbătorii centenar, an de centenar, păi, am și o curiozitate. Dom'le, până la urmă, a văzut cineva vreodată, măcar o dată? Sau s-a vorbit măcar despre un dosar? Bă, unul făcut de Chioveși. De un rechizitoriu de-al ei? Un dosar, eu, n-am văzut eu sunt procurorul Chioveși și am făcut să ne nimănesc un dosar. Păi și la mapă, ce-a băgat la mapă? Nu știu. Ce-a băgat la mapă când a văzut? Nu ne-a spus Traian Băsescu? A ales-o că avea trei dosare făcute. Păi da, trebuie să revedem mâinile și noi. Cu ce erau ele acolo? Trei dosare alea să revedem și noi. Traian Băsescu avea doar trei dosare. Bune, foarte, trei, eu ziceam unul să văd.